Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. De data asta am ceva foarte special pentru voi, pentru că în acest episod de Poppy Playtime Chapter 2, în afară de secretele și misterele pe care le veți urmări, vă voi mai arăta și ceva experimente. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă în loc de Mami Longlegs am avea caracterul Huggy. Adică, practic, Huggy ne va fura mâna, Huggy ne va urmări la final și toate cele. Să vedem ce se va întâmpla, sunt foarte, foarte curios. Și în afară de chestia asta, am o grămadă de chestii pe care nu vi le-am prezentat în episodul anterior, o grămadă de locuri ascunse, de exemplu acolo sus. Așa că stați pe fază, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Hai să strângem la episodul de astăzi peste 20.000 de like-uri. Dacă fiecare dintre voi apasă pe butonașul de like acolo, sunt sigur că vom putea chiar să depășim acest număr. Și fiți atenți, dacă reușim să strângem peste 20.000 de like-uri, vă promit că vom mai face și alte episoade cu secrete, mistere și acum ai nou experimente destul de interesante. Așa că hai să-i dăm drumul primului experiment și să mergem să ne întâlnim cu Mami Longlegs, care în momentul de față nu mai este Mami Longlegs pentru că e Huggy Wuggy. Hai să vedem. Se deschide frumos ușa asta și dacă țineți minte, aici trebuia să fie Mami Longlegs, care vine și o prezintă pe Poppy și ne spune faptul că trebuie să ne jucăm jocurile ei. Suntem chiar la începutul jocului, dar hai să vedem ce s-ar întâmpla. Ia fiți atenți. Opa! E mâna lui Huggy, uitați-vă și voi. Ia, chiar sunt curios să văd. Ia uite-l acum vine. Băi băiatule, ce e asta? Oh my god, cum arată. Nu te cred. Deci nu te cred. Uitați-vă puțin cum își lungește corpul, pentru că e normal, Huggy Wuggy nu ar putea să facă chestia asta, dar în momentul de față poate. Și am ieșit din caracter puțin ca să vă pot arăta mai de aproape. Deci doar am schimbat cum ar veni caracterul, știi? Uitați-vă cum se ține pe aici, ia să facem puțină lumină. Wow! Wow, nu pot să zic decât wow! Imaginați-vă când o să ne fugrească la final Huggy Wuggy în loc de Mami Longlegs și o să-l prindem acolo. Wow! Da, corpul lui Huggy Wuggy, în mod normal, nu se poate lungi în halul ăsta, adică, logic vorbind, nu are legătură. Dar noi facem să aibă legătură. Următoarea zonă, zona în care noi am fost deja, dar așteptăm să ne deschidă jocul luminile, pentru că în zona asta sunt o grămadă de chestii ascunse pe care eu nu vi le-am prezentat în episoadele anterioare. Și mulți dintre voi mi-au spus: bă Max, vezi că sunt și pe aici locuri și zone destul de secrete. Ia să vedem noi undeva pe acolo pe sus. Și având în vedere că noi avem posibilitatea să iluminăm orice zonă din joc, eu cred că va fi destul de ușor să le vedem. Prin zona asta de sus, Mami Longlegs a capturat o grămadă din aceste jucării și o să vi le arăt imediat. Aici este pisica albină, nu mai știu exact ce nume are. Aici este robotul acela și toți sunt capturați de către ea în pânza ei de păianjen. Ia uitați-vă. În mod normal, pânza asta nu se vede atât de bine, dar în momentul în care o iluminezi, ia uitați-vă câtă pânză are Mami Longlegs în zona aceasta. Deci, practic, asta e căsuța ei. Și dacă ne uităm atenți pe aici, o să putem să descoperim o grămadă de alte secrete. Ia, fiți atenți. Îl avem aici pe dinozaurul Bron. Ia, uite-l. Adică, astea sunt și de detalii la care, na, tu când te joci, te joci din perspectiva asta. Nu prea observi, dar noi putem să mergem cu camera unde vrem noi și ne putem uita la toate detaliile. Și o să mergem și în camera de jucării. Știți că la un moment dat te duci într-o cameră plină cu rafturi? Acolo sunt o grămadă de chestii ascunse, o grămadă. Și ceva care ne vestește, cred, episodul următor sau chapterul următor, cum vreți să-i spuneți. Dar hai să ne mai uităm pe aici, ia uitați-vă. Deci uitați-vă la chestia asta. Hopa, ce avem noi aici? Asta nu știam până acum. Încă un roboțel de ăsta prins. Trebuie să te uiți prin toate zonele. Deci te uiți atent, pentru că peste tot sunt chestii ascunse în jocul ăsta. Foarte mulți oameni au vrut să vadă ce se află în spatele acestor geamuri, pentru că jocul ne spune că normal acolo ar fi zona de afară, nu? Adică pe acolo, dacă ai putea să spargi geamul ăsta, ai putea să scapi și să pleci afară. Dar am să vă dezamăgesc puțin, pentru că jocul nu prea are zona de afară absolut deloc și ceva de genul ăsta arată. De asemenea, cineva m-a mai întrebat ce s-ar întâmpla dacă te duci pe partea cealaltă, pentru că noi când plecăm cu trenul, dacă țineți minte,
plecăm cu trenul pe șina aceasta. Iar aici, dacă mergi drept înainte, știți bine, ai cele două zone, da? Zona de ieșire, care duce nicăieri, și zona pe care ne redirecționează, care duce la Playcare sau ceva de genul ăsta. Dar dacă te duci pe partea cealaltă, pentru că trenul ăsta vine de undeva, corect? Ia uitați-vă. Deci trenul ăsta are o direcție pe care vine, da? Ia să vedem unde duce. Pentru că și aici pare să ducă undeva. Și o bună întrebare. Și dacă mai aveți întrebări de astea, puteți să le puneți în secțiunea de comentarii, dar aparent zona aceasta este foarte, foarte limitată. Adică, practic, aici se oprește. Deci, nu știm exact de unde vine trenul, dar știm unde se va duce trenul. Încă o chestie interesantă este că la jocul acesta de culori, știți că vine Bonzo Bunny. Adică este iepurașul ăsta. Dar în trailerul original era o floare. Și știți că ne tot întrebam noi, mă, care-i treaba, mă, cu floarea aia? De unde e floarea aia? Floarea aia nici n-a mai apărut în joc deloc, ca idee, da? Și în locul florii avem iepurele ăsta. Deci fiți atenți la diferență, da? Nu prea seamănă cu o floare. Deci au făcut modificarea asta, încă nu știu, dar asta nu e singura modificare pe care ei au adus-o în joc. Și o să mai vedeți, că o să vă mai arăt diferență față de trailer. Dar, sincer să fiu, mie îmi place mai mult Bonzo Bunny ca și caracter decât acea floare, mi se pare mai interesant. Dar, da, interesant totuși că au făcut această schimbare și în loc de floare, îl avem pe Bonzo Bunny. Și acum, în loc de Mommy Longlegs aici, este Huggy. Păi cât de ciudat mi se pare să-l văd pe Huggy în postura de Mommy Longlegs. Mi se pare foarte, foarte ciudat. Bonzo Bunny vine spre noi. Uitați-vă și voi. După ce termin zona aia, ajungem Playcare. Asta e zona în care se oprește trenul, dacă țineți voi minte. Și eu mă gândeam, zic, bă, care e zona Playcare? Dar aparent, uite, Playcare scrie chiar aici. Interesant, și hai să vedem ce avem pe aici, pentru că, uitați-vă și voi, avem jucării noi. Oricare din jucăriile astea, e foarte posibil să apară în chapter 3. Și e interesant că le putem vedea aici. Deci avem un urs. Un urs pe WC-ul. Este foarte similar cu seria FNAF, poate. Hai să eliberăm camera ca să putem să mergem oriunde vrem noi, să ne uităm la toate detaliile din camera asta. Da, uite, ne putem duce aproape să vedem toate chestiile astea. Asta e o piatră. O piatră pe post de jucărie. Ce e asta? Cu ochi. Ia să vedem ce prin cutiile astea. Vreau să mă uit la toate chestiile pe care nu le-am văzut. Am băgat o grămadă de lumină aici. Am băgat atât de multă lumină încât se lăguiește puțin jocul, dar măcar acum putem să vedem. Deci această pisică are un loc în interior. Ok. Bă, da, sunt curios. Huggy e pe aici? Că trebuie să fie și Huggy. Până la urmă e o fabrică de jucării. Mommy Longlegs nu mai este în cutie, după cum se poate observa. Barrel of Huggies. Deci înăuntru aici trebuie să fie mai mulți Huggy în acest barrel. Cine e ăsta? Cine e ăsta? E un Mommy Longlegs, dar e altfel. Ia uitați-vă. Ok. Ăsta este Bonzo Bunny, pe care îl știm deja, cu care ne-am întâlnit deja și e destul de rău. Huggy! Uite-l pe Huggy, chiar aici. Deci, foarte interesant. Și aici sunt, ăsta este Pagapillar, este câinele Omidă, i-am spus eu Omido câinele, dar pe el cheamă Pagapillar. Ce mai avem pe aici prin zonă? Mai avem niște Huggy-uri pe aici. Care-i faza cu Mommy Longlegs? De arată așa. Nu știu, cred că e băguită, posibil să fie băguită din cauza modurilor mele sau posibil să fie pur și simplu variante stricate pe care le-au pus aici pentru că erau stricate și nu le mai vând. Și avem un cuptor. Ok. Și astea sunt chestii stricate. Și l-avem pe domnul portocală. Imaginați-vă să fie domnul portocală și să vină la noi. Să ne prindă. Da, deci plantele astea trebuiau să fie în joc și n-au mai fost. Nu le-am mai băgat. Nu știu de ce. Chiar nu-mi dau seama. Dacă mergi pe aici, do not enter. E ceva aici? Ia să facem lumină să vedem. Ok, deci aici nu e absolut nimic, se duce pur și simplu în sus. Acolo este zona de unde am venit noi, inițială. Și da,
Sunt foarte surprins de faptul că aici chiar scrie Playker, cum scrie și la finalul jocului. Ce legătură are oare? Încercăm să interacționăm cu aceste jucării și să vedem dacă poți să faci ceva cu ele. Că acest Huggy nu face mare lucru. Avem aici bucăți de jucării, adică vezi că sunt oarecum sunt rupte multe din ele. Ce-i cu Huggy? Boulu. Ce-i cu Huggy ăsta? Ok, ăsta e un Huggy băguit. Nu știu ce se întâmplă cu cutia asta, dar e puțin băguită. Ok. Huggy-ul ăsta se uită în jos. O să mă uit prin zonă pe aici să văd ce mai găsesc. Acum că am iluminat toată chestia asta, l-avem și pe dinozaurul Bron. Dar acum că am verificat și că am iluminat toată zona, putem să explorăm liniștiți, chiar dacă se lăguiește puțin, dar măcar putem să vedem detalii pe care nu le-am vedea în mod normal. Poate pot să-l trag pe ăsta de aici? Ia stai, că ascunde ceva de desubt. Oho! Poate ceva jucărie nouă? Puci! Asta se referă la un cățel. O să fie o jucărie nouă oare, mă? În chapter 3? Și gândiți-vă dacă cuptorul ăsta va fi una dintre jucării. Vai de capul meu. Nu vreau să-mi imaginez. Dar da, foarte interesantă și zona aceasta. Hai să continuăm. Am terminat jocul cu Wacka Waggy și cu Musical Memory. Și odată ce faci jocurile acestea, aceste lucruri de pe aici care s-a târnate se updatează. De exemplu, acum mai nou, i-avem pe Huggy care sunt prinși exact în această pânză și sunt acei Huggy pe care îi vedem în venturi, pentru că vedeți că sunt de mai multe tipuri. E interesant pentru că nu m-am gândit că evoluează ce găsești în pânza de pe engine pe aici. Mergem și la ultimul joc, Omido Câinele, și să vă arăt faptul că în trailer era cu totul și cu totul altceva. Nu arăta așa și în niciun caz nu era câine. Era o omidă normală. Uitați-vă puțin la el. Vi l-am mai arătat, dar vreau să-l vedeți în momentul de față pentru că să facem o comparație directă, da? Deci el arată așa în acest moment. Și el ne va urmări. Mie îmi place mai mult cum arată acum, dar în trailer arăta ceva de genul ăsta. Deci vedeți, nu arată deloc la fel. Deloc. Deci ceva s-a întâmplat cât timp a fost făcut jocul și clar au modificat acest caracter și floarea s-a transformat din floare într-un iepure. Această zonă este foarte interesantă și vă spun și de ce. Din ce am înțeles, există o teorie pe internet cum că Huggy Wuggy ar fi încă în viață. Dacă țineți voi minte, la finalul primului chapter, Huggy Wuggy pică și se tot răstoarnă și nu știm exact unde se duce. Ne-am uitat noi să vedem, dar nu știm exact. Pică la nesfârșit. Ei bine, în zona aceasta, dacă ne uităm foarte, foarte atenți, observăm niște urme albastre. Observați și voi? Ca și cum ar fi zgâriat pe perete. Și teoria este că el pică de acolo de sus și acolo sus și că ar fi fost chapter 1. Acum, noi putem să mergem aici sus, dar de fapt aici nu este nimic, că a făcut, așa au făcut developerii să nu se vadă, dar teoria este că el pică de acolo de sus, de unde l-am dat noi, pică pe aici. Și aici încearcă să se prindă de perete, dar nu reușește și pică și mai departe. Iar în momentul de față, nu se știe unde e Huggy Wuggy. Eu mai am o teorie unde este în momentul de față Huggy Wuggy și o să vă zic și care e treaba cu gheara aia, pentru că am aflat multe detalii, dar asta o să vedeți un piculeț mai târziu. Dacă tot suntem în zona aceasta cu tratarea apei, hai să punem puțină lumină pe aici și să vedem dacă găsim ceva secrete. Vedem că până și prin zona asta, Mami Long Legs a trecut, pentru că se vede pânza ei de pe Anjen. Că ieșim de aici, ceva de genul ăsta arată camera, de sus. Și în apă, ia să intrăm noi în apă să vedem. În apă nu este absolut nimic, din ce observ. Putem să iluminăm cât vrem noi, dar nu văd să fie ceva secret pe aici. Acum o să trebuiască să mergem pe aici și mai țineți minte că a trebuit să mergem în ventul ăsta. Și v-am zis eu că aici pare a fi ceva spital. Noi nu ne putem uita decât pe aici. Nu poți să vezi mare lucru în interior. Dar, cu magia acestor moduri, putem chiar să iluminăm zona aceasta, să ne uităm atenți ce se întâmplă mai exact aici. Deci avem un scaun cu rotile, avem un TV și ceva mese de astea de operație. Nu știu exact care-i treaba. De ce ar fi chestiile astea aici? Asta nu înțeleg. Ce legătură au ele?
Pare că se făceau ceva experimente pe aceste jucării. Zona în care Mami Longlegs vine de sus de acolo și o să ne întâlnim cu ea. Sunt foarte curios pentru că acum o să fie Huggy Wuggy. Am iluminat zona asta, că aici era foarte, foarte întuneric. Ia să vedem. Ia uite-o. Dar de fapt, e Huggy Wuggy. Salut, Huggy, ce faci? Mamă, cum se vede? Salut! Salut, Huggy, nu mai fi așa supărat. Mamă, vă imaginați dacă Huggy putea să facă așa? Mi se pare mai... mai tare puțin decât Mami Longlegs. Ok, și acum numără și noi trebuie să fugim. Salut, salut! Am fugit, am fugit! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace, nu mai numără! Cred că vine după noi pe aici, nu? Aceste zona cu cuptorul, dacă nu mă înșel, o să trebuiască să trec eu peste astea. Aici pe undeva vine, ia uite-o! Bine, acum nu știu dacă să zic uite-o, pentru că e Huggy până la urmă. Stai, Huggy, liniștit! Ia uite-l cum vine, bă! Ia uite-l cum vine! Deci e faza aia de trebuie să te cațeri. Salut, Huggy! Oh! Wow, nu mă așteptam la asta! Faza cu cuptorul. Ia uite-l ea! Ia uite-l ea ce vine! Lasă-mă în pace, Huggy! Ok. Frumos. Ia să vedem. Vin cu ace? A, vino. A, vino. Trebuie să urcă pe scări. Nu știam ce face Mami Longlegs când noi suntem aici. Dar, de fapt, ea se urca pe scări. Abia acum o să avem fugăreala aia mare. Ia. Vine Huggy. Vine Huggy. Salut. Salut, am plecat. Mă, cum vine? Zici că e un câine ceva la felul în care aleargă. Posibil să fie, nu știu. Ia uite-l ea! Ui, băiatule! Bine, vocea și așa sunt tot al lui Mami. Dar avem până și ghearele lui Huggy. Hai sus! Ok, ok, ok. Aici săritură. Asta zic. Asta zic. Și am scăpat. Cel puțin în zona aceasta. Și aici o să fie și mai și. Pentru că aici o să vină după noi, imaginați-vă. O să-l vedem alergând și o să-l băgăm în chestia aia la final, unde în mod normal e Mami Longlegs, dar de data asta o să fie Huggy. Ia. Hai, Huggy, vină încoace, băiete. Ia uite ce vine. Salut, salut, ce faci? Ce faci, băiete? Hai, hai, hai. Prinde asta? Aha. Ce-i să faci? Ce-i să faci? Te-ai cam prins. Te-ai cam prins. Mamă, Huggy. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Nu prea-ți convine situația, așa este? Nu prea-ți convine situația. Ok, l-am prins acolo, l-am prins. Și acum ar trebui să pice pe jos și să-l ia gheara aia. Ia uitați-vă cum s-a făcut. Și vine gheara aia de dedesubt, vedeți? Și îl ia. Acum, hai să vă zic care e treaba cu această gheară. Această gheară e de fapt ca un schelet. Noi nu putem să vedem tot scheletul respectiv în momentul de față, pentru că nu este în joc băgat, special ca să nu putem să-l observăm dinainte. Dar Mami, în momentul în care ea e prins aici, ea spune ceva de genul: nu, nu poți să-mi faci chestia asta, mă va face parte din el. Asta spune, tradus în română. Ce înseamnă chestia asta? Mă va face parte din el. Asta înseamnă că poate și Huggy și Mami și toate creaturile pe care noi le-am doborât până acum se vor uni în acest schelet. Și probabil într-un chapter, nu știu dacă chapter 3, dar poate chapter 4, chapter 5, habar n-am, când o să avem mai multe creaturi, vor face parte din acest schelet. Și acest schelet va fi foarte, foarte puternic, pentru că are puterile la fiecare în parte. Și al lui Mami Longlegs și al lui Huggy. Pentru că altfel, de ce ar zice Mami Longlegs că mă face parte din el? Hmm? Asta e ceva de gândit. Mă gândesc că e ceva la mijloc. Vreau să încerc o chestie. Vreau să încerc să dau drumul la tren. Tot am zis că facem experimente. Dăm drumul la tren. Și vreau să vedem dacă putem să-i dăm drumul și noi să plecăm fără el. Adică gen să-l las să plece singur. O să trebuiască să băgăm codul 4312. Vedeți că mi-a luat codul. Dăm drumul la tren. El pornește în momentul de față și vreau să ieșim din el în momentul ăsta.
Din păcate n-am putut să scot caracterul propriu-zis de acolo, dar putem să vedem felul în care pleacă din stație, pentru că noi vedem doar dinăuntru inițial. Ia. Și el pleacă frumos pe aici. Interesant că totuși roțile nu nici măcar nu se învârt. Dar ia uite-l. Ia uite, și se duce în stație și asta știți în episodul anterior de secrete și mistere, ce se întâmplă cu trenul respectiv, dar ceva de genul ăsta arată stația în momentul în care nu este niciun tren aici, deci uitați-vă și voi. Și cam asta a fost treaba cu acest episod. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade de secrete și mistere plus experimente, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și cine știe ce altceva vom mai găsi în acest joc, pentru că sunt o grămadă de chestii, credeți-mă, pe care încă nu le-am descoperit și abia aștept să le vedem. Așa că ne auzim data viitoare. Pa, pa!